Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la prima ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean din anul 2017. Iată că am încheiat un an destul de zbuciumat din vedere politic, administrativ și chiar al vieții noastre personale, un an traversat de două rânduri de alegeri care, vrând nevrând, ne marchează viața de zi cu zi a noastră a tuturor și intrăm într-un 2017 la fel de agitat atât din punct de vedere politic cât și administrativ pentru a vedea care sunt previziunile noului an 2017. L-am invitat în platoul emisiunii noastre pe cunoscutul profesor Tit Tihon, scriitor romașcan, pasionat de astrologie. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24, domnule profesor. Vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să aduc un amendament la ceea ce a spus dumneavoastră legat de astrologie. Nu mă consider unul dintre cei care întocmesc astrograme, fac horoscope sau de altă natură în acest sens, ci dorința mea a fost să studiez îndeaproape pentru și pentru cursurile care le-am urmat și pentru diploma care am primit-o legată de astrologie, deci să studiez legătura dintre astrologia veche cu astronomia și realitatea care ne înconjoară în ziua de astăzi. Iar ceva despre astrologie, aș putea să spun că astrogramele sau stelele predispun, dar nu dispun existența noastră și sunt multe de discutat în această privință. Cei curioși vor putea afla o discuție scrisă în ultima carte care se numește Ultima civilizație. Pe lângă celelalte, asta este ultima civilizație în care vorbesc despre cincea civilizație, ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă de timp la nivel mondial și la nivel local și multe alte lucruri legate de celelalte patru civilizații care au existat de-a lungul timpului. Vorbim de existența noastră de dincolo de 14 miliarde de ani. Sunt multe de spus. Aștept întrebări. Domnule profesor, spuneți-mi, de ce omul are această tendință permanentă de a afla ce îi se va întâmpla mâine? Pentru că prin ce a trecut, cu bune, cu rele, știe. Prin ce trece, iarăși trece realitatea de zi cu zi, dar de ce dorește atât de mult să știe ce îi se va întâmpla în perioada următoare? Sănătate. Mulțumesc. De asta avem nevoie toți. Într-adevăr, există o anumită problemă în ceea ce ați spus dumneavoastră, dar să plecăm de la o întrebare. Ce este omul? De unde vine și unde merge? La această întrebare încă nu s-a reușit să se spună mai nimic. De unde a venit omul? Eu am o ipoteză care tot am prezentat-o și la televiziunea noastră. E o ipoteză care se numește Trăim în trecut, în care vorbesc că omul pe Terra, copilul pe Terra, ajunge de undeva din nebuloasa lui Iod, prin alegerea de către acea formă de energie, energie o să o pun în ghilimele, din acea constelație, care își alege mama, tata, de pe această planetă, acele forme de energie poate să aleagă direcția către alte planete sau către alte sisteme stelare sau către alte constelații, depinde de cum vom putea interpreta aceste lucruri. Deci, ca atare, nu își alege faptul mama, tata, ci își alege ADN-ul corespunzător, care este un fractal a unui ADN ce universal. Asta s-ar putea să fie, după această ipoteză, venirea. Plecarea este dincolo de forma materială tridimensională euclideană către o formă de energie, să o numim suflet, să o numim spirit, să o numim altceva, în care există o transformare din formă materială în formă energetică astrală. Dar
De fapt, omul nu este altceva decât unul în același unul. Adică el este în el însuși. Bine, putem spune că este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care reprezintă totuși puterea Creatorului Absolută. Dar, fiind unul în același unul, am încercat să scriu în acea carte de care am spus Ultima Civilizație și încerc să vă atrag atenția, dacă o să fiu înțeles, că de fapt omul nu este altceva decât o formă circulară, precum anticii vorbeau despre acel șarpe care își mânca coada și își înghița coada. Deci au apărut Yin și Yang, deci au apărut și multe alte lucruri. Deci ca atare nu avem nici început, nu avem nici sfârșit. Adică omul, vorbim de om, nu vorbim de totalitatea acestui univers, ci vorbim de om. Omul nu are nici început, nici în sfârșit. Ca atare, nici nașterea, nici moartea nu reprezintă decât unul același lucru. Dar, în același timp, fiind ceea ce suntem, după chipul și asemănarea Divinului Dumnezeu, ajungem la concluzia că suntem influențați de fii de astre, fie de alte forme necunoscute încă, fie de acea nouă sferă despre care vorbeam odată mai demult cu dumneavoastră, în care spuneam că conștiențele care sunt a fiecare dintre noi, conștiențele tuturor unui grup, a unei națiuni, a întregii planete, se regrupează, se grupează acum în această perioadă după sfârșitul timpului, fac o paranteză aici, sfârșitul timpului 21 decembrie 2000, în care toată lumea credea că după teoria maiașă era vorba de sfârșitul lumii, nu era vorba de sfârșitul, era vorba de sfârșitul timpului. Acest timp, datorită acestui timp, a apărut crearea acestei forme energetice și nova sferă, în care se acumulează toate conștiințele existente la ora actuală pe acest râm planetar. Dar nu numai. Și atunci, având influențe dintr-o parte sau din alta, omul este influențat ca și formă de ceea ce aude, vede și ascultă. Un horoscop, da, o astrogramă, nu face altceva decât prezintă cel puțin așteptările noastre. Nu este altceva decât dă-i omului ceea ce vrea el să audă. Că dacă îi spui un adevăr, s-ar putea să nu mai ai aceeași audiență în privință. În acest motiv, mi se pare că ceea ce se prezintă de regulă în mass media, televiziune, presă și alte lucruri, sunt niște, așa zis, bunătăți. Foarte multă lume crede în aceste previziuni astrale. Eu am găsit în cartea dumneavoastră Mileniu 3, Epopeea Universului, volumul al doilea, o definiție ceea ce așteptăm noi de la acest univers și o definiție a omului. Spunea dumneavoastră aici, omul își ridică curios ochii spre volta cerului. Ecranele televizoarelor ne ascund adevărul viu, oră de oră, pământeanul fiind tare influențat de teorii savante rătăcite printre noi formule. Haideți să adâncim un pic această aserțiune a dumneavoastră. Permite să vă țin. Aici e vorba de o parte din profețiile viitorului, care de altfel sunt numite 777 plus 1 catrene, în care apar amănunte dincolo de ceea ce știau anticii, dincolo de ceea ce știau undeva pe în secolul 15-16 legat de existența noastră. Spuneam mai înainte că suntem și avem categoric, avem o totală legătură cu energia astrală, cu partea materială astrală, ca să nu intrăm într-o discuție virtuală, legat de, pentru că dacă vorbim de Terra, dacă vorbim de Pluto,
A, și aici la Pluton, deja de acum există o mare semn de întrebare legat și în astrologie, de acel, pentru că Pluton a fost scos din Uniunea Astronomică Internațională ca fiind planetă. Iată că New Orizont a ajuns nu de mult să trimită niște imagini, naveta aceasta trimisă de către americani în urmă cu vreo 11 ani. E, despre Pluton, ceea ce se știa, aceste fotografii a cam dus la îngrijorare și la întrebări. Să știe foarte bine că Pluton este planeta care încă din antichitate prevestește nu chiar așa de bine. Deci în momentul când îl ai pe Pluton în casa zodiacală, deja de acum se pun destul de întrebări și destul de nerealiste cu existența noastră pământeană. Dar nu numai atâta. Atunci, de ce? Și nu este chiar un de ce, pentru că omul privește cerul și bolta angelată pentru a se înțelege pe el însuși. El fiind părticică din acest univers, trebuie să-și înțeleagă partea pe care trebuie să o afirme în interior. Spiritul lui va trebui întotdeauna să se lupte cu ceea ce este învățat la școală, să lupte cu ceea ce îi se spune, să lupte cu binele și răul. Deci este o altă poveste. Ca atare, sunt multe, acolo este un întreg poem, este poemul Adus Luminii, în care se face o legătură între existența noastră materială tridimensională euclidiană și cu așa numitul univers care ne înconjura, care este mai bine cunoscut sau mai puțin cunoscut, dar... Însă aveți aici un leitmotiv, acela al omului care își ridică ochii spre volta cerului. Haideți să vedem de ce omul a simțit nevoia împărțirii anului calendaristic în aceste zodii și de fapt ce sunt aceste zodii și de ce noi suntem interesați de și fiecare ne ducem să ne căutăm previziunile într-o zodie. E mult de spus la această întrebare, e mult, mult tare, dar hai să încerc cum am spune. Această civilizație pe care o trăim în ziua de astăzi este a cincea civilizație. Înainte de civilizația aceasta a existat o altă civilizație, civilizația a patra, civilizație care încă mai dăină din pământ, undeva prin triburile rătăcite din Africa sau prin triburile din Amazon. Și nu. Acei sunt, de fapt, adevărați oameni din care, printr-o mutație anume, la o anumită perioadă de ani, în urmă cu 12-10 mii de ani, suntem noi prin crearea acelei ființe numite Adam și a consoartei Eva în grădina cea verde din Eden, la cele patru râuri. În sfârșit, dar înainte de acest lucru au fost civilizația zeilor. Iar înainte de această civilizație a zeilor, sau cam în aceeași perioadă, eu, în ipoteza care o tot vorbesc, vorbim despre acea planetă Septimius, sau Nibiru, sau Năstrușnică, sau așa, nu este acceptată. Dar această planetă se pare că era, de fapt, de la Sumerian venire, avea care o mișcare de rotație în jurul Soarelui 3600 de ani. E, se pare că, la un moment dat, datorită evoluția acestei civilizații de pe Septimius, s-a întâmplat ce se va întâmpla cu Pământul. Adică a avut loc implozii. O implozie care a distrus această planetă și a format acea centură de asteroizi dintre Marte și Jupiter. E, ce s-a întâmplat? Civilizația lor era mult evoluată și mult înaintată. Atunci s-au pregătit, precum ne pregătim noi astăzi, în următoarea perioadă, de a lansa pe Marte o formă a civilizației noastre terestre. Ceea ce se va îndeplini sub o formă sau alta e de discutat și știu și pot argumenta lucrurile acestea. E, în momentul când această civilizație a observat, cum observăm noi astăzi, posibile catastrofe pentru Terra,
s-au gândit cum să ocupe sau să lase ceva moștenire în acest univers. Și au găsit Terra. Și au trimis pe Terra acea bancă pusă în ghilimele de date, care s-a preluat mai târziu de Arca Lunei sau Arca, mai înainte de Arca Lunei, mai existat o altă formă a unei arte, o altă arcă, și înainte de altă arcă, aceasta au existat o altă arcă de formă triunghiulară, de anumite dimensiuni, cu mult mai multe explicații și mai greu de găsit chiar și pe internet. Așa că acea civilizație ne-a lăsat un fractal a ADN-ului pe care îl moștenim noi astăzi. Iar în acest fractal al nostru există ceea ce, am ajuns la răspunsul pentru noi, există ceea ce are omul, dorința de a privi dincolo, de a privi cerul, de a privi dincolo de stele. Adică de a căuta ceea ce de fapt îl are în ADN, în subconștient, să-ți găsească răspunsul la ceea ce de fapt... La căutările sale, la așteptările sale, mai care, corect. E clar că acea civilizație la Septimus nu ne-a lăsat. Bine, eu îmi cer scuze telespectatorilor dacă anumite lucruri sunt greu de înțeles. E bine să citiți Pindelete, Ultima civilizație, și numai asta, dincolo de Terra, să citiți sau lucrări de ale mele, sau trăim în trecut, sunt lucruri care sunt încă în cer, dar fac o paranteză, îmi cer iertăciune pentru Vadoza. Sunt lucruri care la ora actuală nu vor fi înțelese și aduc argumente în privința asta de ce nu sunt înțelese. Ele vor fi înțelese undeva peste 50-100 de ani. Toate așteptările noastre sunt legate de carieră și bani, în primul rând, dragoste și relații, sănătate, evident, care ne preocupă pe toți. Această împărțire a anului în cele 12 zodii este un lucru arbitrar făcut sau corespunde cu acea influență a astrelor de care ne vorbeați dumneavoastră? La ora actuală este arbitrar făcut și chiar nu corespunde realității. Realității cunoscute de către știința care se referă la astronomie. Cine nu știe astronomie nu poate să vorbească nimic despre astrologie. Iar pentru a fi bine înțeles la ceea ce cunoaștem noi astăzi și la ceea ce se interpretează astăzi după astrologia sumeriană, caldeană, babiloniană și mai târziu încoace către egipteni, se vorbește despre 12 zodii. Dar e greșit spus. Este vorba de 13 zodii. Pentru că Oficus a fost scos de majoritatea astronomilor, fiind mai greu și adaptându-se la o anumită perioadă de timp la calendarul. La calendarul care este gregorian, iulian, împărțit la 12 luni. Dar cu toate că acest lucru nu are legătură cu zodiacul. Cele 13 zodii există, a 13 Oficus, de exemplu, plânzător de șerpi, care este la baza medicinii prin impotec, și Asclepios, care de fapt este considerat ca singurul zeu pământean. De acolo a plecat, e vorba de simbolul care este acel caducel cu șarpe încolocit, care reprezintă și îl găsim la toate farmaciile. Dumneavoastră credeți în zodii și în influența astrelor asupra activității noastre diurne? Departajarea zodiilor este arbitrară, nu are nicio legătură. Dar a crede în, a nu crede în faptul că eu sunt și am părticică din toate energiile care există la ora actuală în univers, este deja de acum altă problemă. Este imposibil să nu credem acest lucru. Și în această privință pot să argumentez spunând că nu de la Adam și Eva, ci înainte de Adam și Eva, înainte de sumerieni, înainte de tot lucrul acesta, există un așa numit, cum l-am denumit, punem în ghilimele mele, ADNC universal, care a plecat de la o entitate inițială, punem în ghilimele, putem să-l numim Dumnezeu, Allah sau Buddha, sau în sfârșit, nu are importanță cum numim această entitate inițială, sau putem să o numim și chiar abstract, simplu, entitate inițială, din care toate au fost programate înainte. Ca atare, eu sunt dinainte programat. Deci, dacă sunt programat și am o existență de dincolo de 14 miliarde de ani,
Bine, cu toate elementele care sunt transmise de-a lungul acestui îndelungat timp. Și atunci, ajungând la această formă care am astăzi, că de fapt, fac o paranteză, este o formă materială. Dincolo de așa să fie o formă materială, există o formă energetică, se spune în spirit, se spune în suflet, nu are importanță, dar în interiorul, în interiorul acestei forme materiale este spiritul. Deci, ca atare, în existența ADN-ului meu, care face parte din celelalte două ADN-uri care s-au combinat datorită dorinții mele astral din constelația Niod, când mi-am ales părinții. Ca atare, este imposibil a spune nu, a nu crede în energiile care ne influențează la data nașterii, care data nașterii are o totală legătură cu dorința de dinainte a revenirii de această planetă materială și cu un anumit scop. Există un anumit scop. Cum a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, anul 2016 și ne referim asta în general pentru România, pentru întreaga lume, dar în special pentru noi aici, acasă, în Neamț și respectiv la Roman. Pentru că ați văzut că a fost un an extraordinar de solicitant, să-i spunem, mai puțin spus, solicitant a noastră, a cetățenilor, care odată ajungi în fața unei urne de vot, am putut determina viitorul politic și administrativ al acestei țări. Totul a început în 2015. Deci, atunci... Respectiv în 2014, cu alegerile prezidențiale. Nu. Totul a început în 2015 datorită faptului că planeta Pluto, fiind mândră că noi pământeni am ajuns să-i cunoaștem cât de cât din adevărurile ascunse, prin energie a transmis nu numai în Roman, nu numai în România, ci nu numai în lume. În 2015 ar fi, să zicem, să presupunem sau să spunem un adevăr, a avut loc și a început o nouă formă de reorganizare a sistemului planetar. Începând de la exploziile solare, începând de la vântul materiei întunecate, punem vântul în ghilimele, că e greu de a înțelege ceea ce este cu acest vânt, este vorba de toate cele care, indirect, a vrea noi sau nu, suntem și vom fi influențați, atât pe plan local, cât și pe plan mondial. Lucrurile care s-au întâmplat și pe plan local în Roma, nu că au fost dinainte gândite de către cei care au diriguit sau au avut în mână sceptrul puterii. Este total greșit. Aceste lucruri trebuiau să se întâmple. Și ele se vor întâmpla, realiza în continuare așa cum trebuie să realizeze. Dar... Ca atare, lupta politică, punem în luptă politică, nu există luptă politică. Există interese politice, dar acea luptă politică care ar trebui să existe, ar trebui să fie o luptă politică îndreptată și folosind energiile pentru cei... Pentru bunăstarea noastră, cetățeanului. Ori este departe de a crede noi că este în interesul politicienilor ca nu o să ne fie bine. Asta e așa numai... Eu aș spune că energiile astrale au venit să dea o palmă județului Neamț în ceea ce privește modul de gândire și modul de alegere la urna de vot de către celelalte. Dar până acolo eu aș porni de la contextul geopolitic internațional. A fost un an în care răbdarea omenirii, a marilor puteri europene și planetare a fost pusă greu la încercare și noi am mai discutat aici, în acest studio, despre această tendință a lumii moderne și chiar dumneavoastră spunea ceva mai înainte, de a reașeza sistemul de
puteri în lume. Iată această migrație care a adus atâtea drame în viața noastră, acest exod al populației din Orient spre Europa Occidentală, câte drame a produs și ce îngrijorare a adus Europei Occidentale, care se vrea cea mai bună, cea mai democratică. Iată că este poate sfârșitul epocii Angelei Merkel, care a fost una din promotoarele acestei libertăți a omului de a se mișca pe planetă. N-aș vrea să devin un analist politic dumneavoastră. Sunteți de apreciat în municipiul Roman pentru aceste cunoștințe legate de politica din țară și europeană și mondială. Răspundeam mai înainte legat de ceea ce se întâmplă și se întâmplă în ora actuală în acest sistem planetar, în acest sistem care îl avem pe Soare ca stăpân atot puternic, zeora, nu? Atunci, doar astăzi despre asta vorbim. Dar ele sunt dinainte date lucrurile acestea, oamenii, iar ceea ce se întâmplă sub influența, bineînțeles, a energiei oamenilor, oamenii la ora actuală de pe tot globul au o altă formă de cerință și de dorință. Raportate la realitate, pentru că omul simte, el știe ce-l așteaptă. Și ca atare, noi și toată lumea științifică la ora actuală este îngrijorată de cel puțin 14 posibile catastrofe care ne așteaptă în viitor. Vorbesc de foamete. Vorbesc imediat, dacă mă lăsați 3 minute să vă spun despre cel puțin 14 catastrofe mondiale. Aceste catastrofe nu că vrem noi, ele sunt în acea ipoteză de care am vorbit, trăim în trecut și se va întâmpla pe Pământ ce s-a întâmplat cu Septimus. Adică va avea loc pe Pământ în ultima, după judecata de apoi, să spunem, când omul va deveni ființă energetică, va avea loc o implozie. Este dureros, dar ne vom transforma și noi aproape de centura de asteroizi, tot niște bucățele de piatră care vom căuta să ajungem în jurul lui Marte sau cine știe care au fost previziunile. Ca atare, prima dintre cele mai grave și cele mai posibile catastrofe care ar fi pe Pământ este cea prezisă sau prognozată de către Newton. Este vorba de un asteroid de dimensiuni foarte mari care în 2028 2030, s-ar putea să se apropie de Pământ foarte mult și încă cercetarea actuală n-ar găsit un răspuns dacă vom reuși să-l spargem în bucăți cu rachetele nucleare trimise sau să-i schimbăm traiectoria sub o formă sau alta. Este un mare pericol și, de fapt, dacă vedem în ultimul timp, sunt foarte multe filme noi, apărute, care nu prezintă altceva decât această formă, această catastrofă și încercările savanților de a reuși să spargă acest asteroid care ne paște. A doua, care este cea mai apropiată, a doua, vă rog, dacă știți ceva despre aceste lucruri, eu sunt coroborate cu ceea ce am citit în ultimul timp și le-am scris și în ultima civilizație și în alte lucruri care sunt de mult timp. Una care este cea mai complicată și cea mai probabilă cât de curând este vorba de extinția, dispariția a două treimi din populația globului. Care ar fi motivul? Lipsa de apă. În 2050... Da, i-am frumat un joc de... Nu intră în abonuntea asta. Cu poluare și... sunt alte explicații. Lipsa de apă. Apă potabilă. În 2050, populația globului se pare că va ajunge la 10 miliarde. Acum suntem vreo 7,7 miliarde. Dar la 10 miliarde de locuitori se va pune problema hranei. Nu va fi apă dulce, nu vom avea agricultură, nu vom avea hrană, animalele nu vor putea exista, ca atare ne aducem în acest sper. Și acest lucru a început de la încheierea războiului rece de 70 de ani în urmă, când s-a trecut la războiul energiei.
La ora actuală există în lume un război al energiei. Este clar, evident, cu toate fie de americani, fie de ruși, acest lucru încă se desfășoară prin dorința puterilor care dețin forțe oculte. Ca să nu spun mai multe, putem intra în amănunte, dar cred că nu este cazul despre ce este vorba. Aceste dorințe a pune și a acapara, e vorba și de România. Interesul pentru România a fost, dar a fost interesul politic în România decât spre a pune mâna pe rezervele naturale. Ceea ce pe noi au și reușit. Ne va costa foarte mult. Foarte mult. Au și reușit. Dar cu toate... Bun, aici vorbim iar ducând un plan politic de irresponsabilitatea celor pe care noi i-am tot vrut să ne conducă destinele noastre și care ați văzut cum au acționat. Da, au fost interese mici, interese financiare, interese din bogățiri și atâta tot. Putem să vorbim aici de interese europene sau interese rusești care ar fi dorit, sau chinezești care ar fi dorit ca să facă lucrurile astea. Nu. Pur și simplu s-a dorit să se bage dolari cu nemiluită. Dar atenție, acești dolari și acești bani câștigați e ca punga de argint pe care au primit-o Iuda înainte, după trădare. Asta a fost pur și simplu o trădare a spiritului divin românesc. A fost o trădare mare a acestei nații, recunoscută și puternică în ortodoxia creștină. Nu avem ce discuta aici în privința asta. Ca atare, vorbeam de război rece și despre energie, lucrurile nu se termină. De aici pleacă următoarea etapă, până în 2005, când mă îngrozesc, când mă cutremur de vorbile care spun, dar aș vrea să fiu înțeles că ceea ce spun astăzi nu vorbesc eu, ci parcă cineva îmi spune ce să spun și cuvintele astea parcă nu sunt ale mele. În sfârșit, vom vedea dacă e un adevăr sau nu. După 2028-30, când vom scăpa de acel pericol, dacă vom scăpa, bine, nu se termină cu Pământul, pentru că un asteroid de acea dimensiune care lovește Pământul s-ar putea să ne bage în întuneric pentru câteva săptămâni și atunci ar să pune o altă problemă. Dar, deocamdată, să nu hazardăm. Dar atunci energia aceasta ne va duce la lipsa de apă. Și dacă lipsa de apă, apă dulce, cu toate că de ghețare se topesc, lucru care este de așteptat. De asta și se încearcă ADN-ul acesta universal creat ca un fractal pe Pământ, se încearcă a ne aduce totuși un zon, pentru că suntem ființă după echipul și asemănarea acestui ADN ce universal, care de fapt nu reprezintă altceva decât puterea divină, puterea lui Dumnezeu pusă în ele mele. Deci este totul. Deci nu ne lasă să perim chiar așa. Vom fi ajutați. Depinde totuși de noi. Depinde ce vom face și cum vom reuși să înțelegem. Și dacă vom găsi o arca lui Noe pe care să ne refugiem. Dar există în plan. Deci arca lui Noe există la ora actuală. Deja misiunile pe Marte, spuneam mai pe la începutul emisiunii, de care facem ceea ce s-a întâmplat la Sumireni, ceea ce se întâmplă, încercăm să ajungem cu omul pe Marte. Încercăm, mi-e vorba din 2020, cât de aproape să ajungă primul om pe Marte. E vorba ca atunci, în momentul acela, în momentul când se va ști efectiv dacă e posibil să creăm o atmosferă pe plan sau o altă formă de atmosferă, nu neapărat bazată pe oxigen azoțen, deci o altă formă în care se poate exista o formă de existență, și eu spun că această formă de existență va exista datorită acestei nova sferii care se creează la ora actuală dincolo de litosferă și celălalt, se creează acolo, care va crea omul astral. E cu tot o altă formă a acestui om. Poate să fie chiar internetul de astăzi. Prin acumularea celor peste nici cine. La ora actuală se spune că internetul a acumulat un trilion de trilioane de informații. Dar până la eu va acumula pe toate, deja devine de a tot stăpânitor și a tot puternic pentru a se recrea. S-ar putea să fie o formă. Deocamdată îi pun semnul întrebare. Dar pe Marte va fi ceea ce s-a încercat și a dus. Arca din noi. Deci acea arcă cu datele. Ce se va trebui? Dar nu se va duce omul pe Marte. Ce se va duce? ADN-ul omului. Formele prin care se va clona, în ele mele spus, sau se vrea reforma pe baza formelor
naturale care ar putea exista. Ce alte pericole? Vorbeați de 14, până acum am avut în revistă vreo două. Că ce alte pericole mai paște omenirea? Și îi împrecisem noi. Al treia mare pericol, catastrofă, ce e posibil, ne apare de la soare. Deja soarele o cam luat o raznă. Și cam face necazuri, atât în cercetare, vorbim de ciclu solar, respectiv, care plus acum în ultimul timp, săptămâna trecută, a fost vorba de o mare explozie solară care a ajuns pe pământ și a creat anumite fenomene, printre care aurora boreală sub altfel decât ce a fost la dimensiuni foarte mari. Plus anumite dereglări privind de energie electrică și internetul. Dar deja avem măsuri de control până când? Până când regele nostru Ra s-ar putea să fie din interior, prin dilatarea lui, să ne trimită o prea mare căldură, să ne transforme într-un pârjol. Pur și simplu ce s-a întâmplat cu Mercur, apoi cu Venus. Pentru că, să știi sau nu să știi, iar trebuie să vorbesc în ghilimele spus despre această ipoteză, trăim în trecut, pe care în roman văd că nu prea sunt întrebat la televiziune. Am fost întrebat la simpozioane, că am tot umblat la simpozioane în țara asta și oameni de știință universitari mi-au cam dat dreptate, dar nu prea au preluat din această idee, zice, noi suntem profesori universitari. Dacă am spune ce spuneți dumneavoastră, ne discredităm. Bine, eu pot să-l spun, că eu sunt pensionar în privința asta. Ca întare, soarele ne va aduce, dar dincolo de 2050 de ani, o posibilă reorientare și regândire a ne lua măsurile de precauții. Apoi vorbim despre luna. Urmează la luna, care la ora actuală încă se mai pune în discuție dacă e posibil să fie ca o stație de lansare către Marte sau e posibil să se construiască un avampost pe lună. E posibil ca să știm mai multe despre partea nevăzută a lunii explicată și eu m-am întrebat și poate mulți se întreabă sau nu se întreabă, de ce nu avem date legate de partea nevăzută a lunii? Să dau date științifice, că mișcarea de rotație în jurul Pământului, mișcarea de Pământul în jurul Soarelui, bine, dar cum au fost așa de bine programate, încât că acolo ceva ne-a sunit să ascunde, fie de americani, fie de ruși. Acolo, în spatele nevăzută, în spatele invizibile a lunii, care nu putem vedea, ne se ascunde ceva, ne se ascunde un adevăr, iar eu am tras concluzia asta de la vizita lui Gorbaciov prin anii 90, înainte, parcă 90, 89, când am fost în America și i s-a cerut marelui președinte american să spună adevărul. Și cred că i s-a spus adevărul și atunci Gorbaciov a acceptat ca să mai prelungească existența Pământului prin destrămarea Tratatului Varsovie și a Uniunii Sovietice, lăsând o portiță de scăpare. Vorbim de perestroica. Da, perestroica, așa, lăsând o portiță de scăpare pentru a mai duce viața prin reforma în aceste state ex-sovietice de la estul Europei. Dar acesta a fost un timp destul de scurt. Nu s-a înțeles. Și atunci vine o altă problemă, o altă criză economică. Asta poate să fie mai repede sau mai târziu. O criză mare economică, mai mare decât cea din 89. Deci cea din 89 ne-a dus 27, ne mai duce o perioadă. Dar criza economică va exploda în ele mele. De criza economică sunt vinovați mai mari lumii. Ei au decis la un moment dat toată această politică financiară a celor a marilor puteri și ei au dus omenirea în această criză. Care a fost scopul lor? N-aș avea crezare că cei mai mari ai lumii. Cei mai mari ai lumii, vox populis, vox dei, știam eu că să
spune, nu? Este vocea, este vocea omenirii ca atare. Este vorba de interesele oculte a marilor, a marilor corporații. Deci, marile corporații... Există o ocultă internațională? Vorbim, n-am să dau eu nume aici. Se cheamă masonerie, se cheamă... Să zicem, iluminism. Iluminism, iluminații, iluminismul. Este foarte modern, acum n-ați văzut o nouă formă, o nouă templiere, o nouă formă. Este foarte modern acum ca cei care se consideră coborâți printre noi, așa, de undeva din ceruri, să facă parte dintr-o mișcare masonică. Vorbește din ce în ce mai mult despre această masonerie. Știu multe despre despre acest lucru, chiar foarte multe. La un moment dat, acum în 2000, sigur vă spun, și îl salut dacă o să mă vadă colegul meu de clasă pe Gheorghe Neagu, scriitor mare. Asta vreau să vă spun, că mare, avem care este din mult. Mi-a propus într-adevăr să mă înscriu, adică să fac parte din acesta, însă la acea vreme n-am avut bani. Deci am trebuit... Dar trebuie să ai bani ca să intre în... Trebuiau o anumită sumă de bani pentru anumite documente, pentru anumite forme de... care, pur și simplu, era să zicem, o anumită taxă, nu știu ce se întâmplă mai dincolo de această fațetă a discuției. În sfârșit, sunt lucruri complicate. Acolo, toată lumea știe, sau dacă nu știi, găsește pe internet orice dorești legată de această formă de masonerie, care este, unii spun că e moștenirea templierilor, alții spun, este cu tot altceva. Ce stă la bază și ceea ce dorești a face, s-ar putea să aibă o anumită legătură, ca să fac așa o paranteză, la un moment dat, mai de mult în adică nu chiar mai de mult, când s-a întâmplat catastrofa din America cu Gemini, am început să apară pe un pieș pe acolo bannota de un dolar care împăturită sub un anumit bagnotă de dolari, care a fost tipărită pe la sfârșitul după 1900 și ceva, da, cam așa, bagnotă, așa, nu apărea în imagine cele două turnuri gemene care erau în flăcări. Apoi dacă a fost bătută, tipărită această bagnotă, eu am văzut-o și îmi pare rău că n-am adus-o cu mine, n-am fost întrebat, așa, am să aduc altă dată ca să vadă. Această imagine tipărită cu câteva zeci de ani, 70-80 de ani înainte și au arătat această imagine plus bancnota care este acolo, are ceva cu ochiul, cu piramida, sunt niște semne acolo care a vrea să ne spună ceva, dolarul acesta, deci în spate poate să ascundă simbolul acela, pentru că acolo apare și simbolul compasului, sunt mai multe lucruri care apare pe această bancnotă. S-ar putea să înclinăm pentru a vedea o influență. Dar, deocamdată, să lăsăm pe domnilor să ne spună adevărul, dacă vor. Să ne întoarcem la 2017. Deci 2016 am stabilit împreună că a fost un an în care noi, conform credinței noastre democratice, da, am văzut că, până la urmă, chestiune de loterie și aici, ne-am dus la vot și am spus în iunie, hai să ne alegem autoritățile locale care să ne conducă, iar acum în decembrie hai să trimitem din nou în Parlament politicieni. Între aceste două mari exerciții democratice, ce se va alege de această țară? Pentru că spre disperarea unora și bucuria altora, harta țării s-a cam înroșit, ori nu știu câte se devine pentru sănătatea democrației românești ceea ce a decis poporul, nemulțumit de o conducere politică tehnocrată, așa numită tehnocrație, a adus pentru această țară. Iar ajung să vorbesc de energie astrală și alte lucruri, pentru că a vorbit despre președinții, despre greșelile făcute
în ultimul an au fost catastrofale. Dar nu mai vorbim despre ce, toată lumea știe despre ce este vorba, iar micul nostru om cu energia lui pământeană, împrumutată din energiile extraterestre, s-ar părea că are dreptate. Eu n-aș vedea rău în ceea ce se întâmplă la ora actuală, că România este colorată în roșu. S-ar putea ca roșul ăsta, începând de anul acesta, să ne aducă chiar salvarea țării. Eu sunt convins de lucrul acesta prin faptul că... Credeți în soluția social-democrată? Eu vă spun sincer, pentru că spuneam, eu sunt și psiholog, fiind absolvent a unei facultăți de 3 ani de zile, un institut de 3 ani de psihologie, în afară de asta am lucrat în învățământ și colaborarea cu oamenii, cu elevii, am văzut întotdeauna și pot vedea în cel cu care stau de vorbă mult mai lucruri de care se pot vedea. Ca atare eu văd lucruri și nu chiar insist asupra lor în ceea ce privește guvernarea acestui viitor președinte al României, care se numește Dragnea. Eu am fost republican, știți foarte bine, și monarhist în ultimul timp, chiar și propovăduiesc o idee că în 2018, înainte sau după sărbătoarea centenarului Unirii României, să se încerce un monarhism în România, că ar fi mult mai simplu pentru țara noastră. După dar asta lumea este interesată asta... de acest lucru. A fost și recentul eveniment de trecere a trenului regal, peronul gării de la Roman era prea plin, nu știu dacă mulți dintre cei aflați acolo știau ce este cu acest tren regal, de ce trece prin Roman, de ce a oprit familia monarhică sau ceea ce a mai rămas din familia monarhică pe peronul gării de la Roman, de ce a fost primit de autorități, de ce au mers la Iași și așa mai departe, dar au venit din curiozitate, era plin peronul sigur că Roman. Dar asta este o frântură din ceea ce este în spatele activității făcute de către somitatea sa regele Mihai. Deocamdată n-a murit. Deocamdată nu știm. Deocamdată acolo ceva și mai în viitor va fi. Vom vedea în 2018 categoric vor fi primele elemente, nu chiar, dar vor fi primele elemente. Iar România, sufletul națiunii române, ca să fie în împăcare de plină cu minoritățile majoritare, cu minoritățile majoritare, vorbim de maghiari, și acolo, pentru că partea sașilor, a nemților, cam plecat toți, au mai rămas. Deci, da, are un neamț în fruntea țării. Da, eu am trăit în Banat, am fost cel mai bun, sau am fost un foarte bun prieten și cu maghiari, cu sârbii, cu nemții și așa. Eu cunosc ce înseamnă a fi un nemț. Însă aici este cu totul altceva. Aici s-au impus anumite lucuri. Iar, stimate domnule profesor, aici ați avut ghinion. V-a fost frică și păcat de lucrul acesta. Și ca atare, referiți la președintele țării. Să zicem, nu? Ghinionul este bine cunoscut acum, nu? Atât. Deci, nu. I-a fost frică să pună în aplicare dorințele pe care le-a avut pas cu pas. Și ca atare a intrat într-un ritm care îl va duce la... Da, da, uite așa. Că a zădărnicit, ca să ne întoarcem la realitatea politică de atunci și să ne, recentă, să ne ducem aceeași președinte, care este un minoritar, a zădărnicit aducerea la conducerea guvernului a altui minoritar sub acel pretext, vorbim de respingerea primei femei care ar fi putut ajunge premier. Cea mai mare greșeală că nu s-a dat gerul. Cea mai mare greșeală a fost
nu s-a dat gerul la prima cerință formulată acolo, dar nu vorbim de rău, a plecat de la fuziunea PNL-PDL, de acolo pleca rău, în renunțarea lui Crin Antonescu la activitatea politică. De acolo. Dar n-a făcut-o de bunăvoie, aici știm sigur. Ei, dar cine tot a fost o manevră Iohannis, care a venit și-a profitat de statutul partidului și a venit la președinția PNL-ului când lui însuși îi fusese refuzat de către Băsescu mandatul acesta de premier. Da, deci m-a agresat în aceste chestiuni. Care, cine e Tihon? Cine sunt eu? O fără, cetățeni care întoarcem... Eu mi-am dat părerea la vot și știu ce am votat, ca atare știu ce se va întâmpla. Ceea ce se construiește la ora actuală, să nu creadă cineva, indiferent că e judecată, culoarea roșie sau alte forme. Hai să mai terminăm odată cu aceste răutăți privind comunismul, cu aceste răutăți privind ceea ce să-i lăsăm pe ei cu cele bune cerelele, să vedem noi ce am făcut bine sau rău în așa sau. Regimul Cazon, regimul militar, care este introdus la ora actuală de către Dragnea, care este președintele partidului PSD, va aduce, nu vedeți, totul este strict secret, totul astăzi trebuie să aprăm guvernul, dar totul este la ceas, totul este la zi, la săptămână, la lună. Nu discutăm, este lucru care este deja se va înfăptui. Vom vedea peste 6 luni. Să ne întoarcem în ultimele minute ale emisiunii în plan local. Lumea l-a ales în 11 iunie pe profesorul Laurențiu Reoreanu pentru cel de-al treilea mandat de primar. Iată însă că avem surpriza ca în luna decembrie, printr-o decizie politică a partidului din care face parte, acelui PNL, acesta să părăsească puterea locală și să acceadă în Parlamentul României, de unde crede el că va putea face mai mult pentru România. Este dezamăgitor pentru noi și să urmărim scorul. Dacă în luna iunie a avut aproape 80%, cel mai mare procent pe care l-a avut un primar din România, iată însă că în 11 noiembrie a ieșit de bea la redistribuire și așa cum îl ironiza președintele Arsenie al PSD-ului, primar la redistribuire. Deși acesta este un mecanism democratic de echilibrare a eșicherului politic, o să facem un pic o apreciere privind acest abandon al puterii locale și trecerea către puterea centrală, către Parlament și dacă va putea sau nu să facă ceva pentru romani de acolo. Cu tot respectul, dumneavoastră ar trebui să vă aduceți aminte când lucrați la alte televiziuni și vorbeam despre aceste lucruri, când am spus de atunci în acea emisiune, trebuie găsită ca să nu spună cineva că nu vă spun în adevăr. Am spus despre domnul Laurențiu, despre ce și cum. Și am spus că tot astrologii parcă discutară, am spus acolo că astrele îl vor duce pe acest om dincolo de posibilitățile lui. Și ceea ce s-a întâmplat. Acesta a fost greșeala cea mai mare, a fost în momentul când s-a bătut palma cu blonda de la Cotroceni, când și la Roman. Deci Elena Udrea, da. Să zicem, bine, a fost tot o decizie politică și nu i-a aparținut, asta o știm. Dar s-a greșit. Dacă ești puternic și tare pe credința pe care ai și dorința de a face într-adevăr bine... Puternic este că face parte, născut în 5 august 1965, este leu. Da, da, le mai au și au și unele defecte, nu numai că este pe dorința de putere întotdeauna duce la alte lucruri, dorința chiar și de frumos, de aur, de asemenea sunt lucruri care sunt
eu nu, în zodia leului, dacă intrăm cumva să discutăm despre zodia leului, ar putea să vedem, pentru că sunt foarte bune lucruri, foarte, foarte bune, sunt la pragul de sus, dar în același timp sunt foarte multe lucruri rele care sunt la pragul de jos. Și ca atare, nu vorbim, dar atunci am spus pe acolo că va merge în Parlament. Și hai să nu intrăm, aici a început declinul. E pur și simplu. Cu toate că poziția socială, afacerile sau, eu știu, buzunarul va fi plin, dar înșelarea unui popor, toți în ghilimele popor, că e vorba de localnici, de romașcani, a înșela profitând de faptul că mergem la pe poziția de primar și apoi zici, da, eu mă duc în Parlament, stimați cetățeni romașcani, vă voi ajuta mai mult din Parlament. S-o credem. Ce cu cine a ajutat ceilalți care au fost în PSD sau care au fost în alte formațiuni? Vedem acum în județul Neamț, care au fost, cu cine au ajutat de-a lungul celor 8 ani de zile ce au trecut. Haideți să vedem că el lasă la șefia primăriei un capricorn. Lucian Micu, viceprimar Lucian Micu, născut în 15 ianuarie, este un capricorn. Nu va reuși. Nu va reuși. Domnule capricorn, la dumneata, soarele este în, uite, am aici, soarele în capricorn, luna este în mercur, în capricorn. Soarele, mercur, Saturn și Pluto. El aveți pe Pluton în banda zodiac, în zodiac. Ca atare, în afară de acesta, luna cu Neptunul este în conjuncție. Vorbim, Marte este retrograd. Păi dumneavoastră, dacă sunteți, am aici capricornul din întâmplare la mine, cu harta capricornului, dacă puteți să știți harta, poftim. Putem face o discuție legată de treaba asta, dar sunt cinstit. Stimați oameni politici, dacă doriți o astrogramă făcută de către mine, degeaba nu o fac, pur și simplu. Nu fac. Astrograme nu fac degeaba și costă destul de mult. Pentru a face o astrogramă, am spus eu că sunt 64 de hărți, care e făcută cum trebuie. Dar așa, ca să spun trei vorbe, pot să haideți să spuneți câteva vorbe și despre Manoliu, președintele PSD-ului Roman, ajuns și el pe postul de senator, născut în 23-11-a 1962. 23-11-a ce zodie vine? 23. La 11. Stai să ne uităm acum. 11. 23-11 lui Scorpion, după Scorpion. Capricorn și el, nu? Cât a zis? 23-11. Da, e săgetător, nu? Săgetător? E complicat aici. Legat de... Da, e săgetător. Dar e o problemă aici, depinde, trebuie să știm, e medic cumva? Nu, este inginer. Spuseți-mi ceva mai la început. Data... Fost președinte al Consiliului. Nu, data nașterii, pentru că s-ar putea să nu fie săgetător, s-ar fie să fie oficus. Și dacă este focul, pentru că oficusul este în ultima parte a Scorpionului și prima parte a săgetătorului. Data, dacă este oficus, s-ar putea să schimbe lucrurile în privința asta și să nu cumva să vedem un primar în această doamnă. În urma alegerilor din vară. Până la urma urmei, vox populi, vocea poporului va decide și, de fapt, în urmă instanță, nu poporul va decide și va decide tot acea energie astrală despre care vorbesc și este greu de înțeles la ora actuală. La șefia județului ajunge o fecioară. Ionel Arsene, plecat și el din Parlament, renunță la postul de deputat în Parlamentul României pentru a prelua șefia organizației, șefia Consiliului Județean, instituția care administrează din punct de vedere administrativ județul Neamț. Pâinea și cuțitul în mâna lui, deja s-a declanșat un război total între Roman și Piața Neamț. Chiar nu știu amănunte legate de Consiliul Județean, Consiliul Local și alte probleme politice, dar problema de a ajunge pe poziții de funcții mari femeile este certă. Nu numai în România,
nu mai în zona noastră, în România și în toată lumea, plecând de la lupta care a fost. Dar este începutul. În următoarea perioadă de timp vorbim despre atotputerea femeie ca șef de stat în mult mai multe state și în mult mai multe guverne. Și vom discuta acest lucru după 2020 în această privire. Dar deja se arată primele... Cum vedeți concluzia pentru 2016? Vorbim în plan local. Ce se va întâmpla cu Romanul? Va avea el de suferit din cauza acestei puteri locale? Că chiar suntem pe invers. Nu. Romanul nu e făcut de către un primar, nu e făcut de către un viceprimar sau un consul județean. Romanul este făcut de către oameni. Deci oamenii, locuitorii români vor decide și vor ști ce are de făcut. La momentul când nu va fi bine, vor ști oamenii ce să facă. Dar cu siguranță vă spun că 2017 pentru Roma va fi mult mai bun și mult mai prosper decât a fost în 2016, 2015, 2014. Pe ce vă bazați? Indiferent. Dar nu că eu mă bazez, dumneavoastră vă bazez fiind un analist politic. Eu mă bazez pentru ceea ce ne spun energiile astrale. Deci se face o părticică cât mică, mititicuță din partea energetică totală în această planetă și în sistemul solar. Atât ce se întâmplă în sistemul solar se va întâmpla și pe teritoriul nostru. Iar dacă a fost răutățuri din partea energiilor sistemului nostru solar, începând din 2006-2005, e de vorbit tare de mult de 2005-2006, răutățile care s-au întâmplat la nivel național și chiar internațional și național chiar la noi în țară și apoi chiar în local. Nu avem impresia că ceea ce s-a făcut în Roman chiar s-a făcut. Este o falsă ipoteză. Primul lucru care trebuia făcut în Roman, trebuia locuri de muncă. Asta, nu panseluțe, nu băncuțe prin fața blocurilor, nu parculețe de joacă pentru copii. Suntem amăgiți cu tot felul de locuri mărunte când ce era cel mai important. Mărunte, dar țin de viața noastră de zi cu zi? În sfârșit. Profesor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici să mai întoarcem pe față și pe dos toate realitățile noastre și oricând aveți ceva de spus aici la Roma 94 găsiți un loc din care vă puteți expune ideile dumneavoastră. Chiar ar trebui să vorbesc pentru că doresc să organizez un spectacol la Casa de Cultură. Primul spectacol la Casa lui, legat de epopia Universul înscris în Cartea Recordurilor, un spectacol în care fie vine Liviu Pancu, care mi-a fost elev, am fost diriginte, Liviu Pancu, actorul nostru romașcan despre care nu se vorbește, care a jucat cu Bănică Junior în liceene și așa mai departe, am un accept din partea lui, cu toate că fiind regizor la Târgu Mureș, a spus că va organiza un spectacol de o noapte, fie la Sighișoara, fie la Târgu Mureș. Dă-i, Doamne, să fie. Înainte de acest lucru, asta este pentru mine o discuție care ar fi destul de benefică pentru romașcani, de a încerca să știe ce dorește Casa de Cultură împreună cu mine din acest spectacol interesant și unicat. Amănunte. Mulțumesc de atenție! O zi bună!